Zatina și pe colega mea, Alina Ariton, directorul nostru de marketing al evenimentului. Ne aflăm la cea de-a treia ediție a Oktoberfest 2017, de aceea dacă o să ne bâlbuim, ne cerem scuze, este de la berea băută anterior, la Brașov și la Galați. O să încep să vă spunem câteva lucruri despre noi. Oktoberfest a început pentru prima dată la Brașov în anul 2009 și ne lăudăm cu succes că am ajuns să fi cel mai mare eveniment de bere din România. Brașovul a ajuns să cumuleze un număr de 300.000 de vizitatori anul acesta, în 11 zile de eveniment, pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Ceea ce avem aici, la Slatina, este o parte din Oktoberfestul Mamă. Am încercat să creăm un cort al distracției bavareze, așa îl denumim noi. Este cortul Kronstadt, denumirea Brașovului în limba germană, unde îi așteptăm pe turiști și pe localniști timp de 4 zile, începând de mâine, de la ora 17, când dăm drumul evenimentului cu binecunoscuta paradă care va pleca de la Casa Tineretului. Așa, și vom ajunge la cort, iar la ora 18, domnul primar este invitat să dea cep butoiului cu bere. Asta înseamnă că din momentul în care va curge berea din butoi, vor curge râuri de bere timp de 4 zile la Slatina. Sperăm să ne ajute și vremea de afară, este surprinzător de cald. Credeți-ne, venim de la 5 grade și minus 3 grade noaptea, deci pentru noi este ceva extraordinar. Vă mulțumim că ne-ați primit cu brațele deschise și acum este momentul să-i dau cuvântul, în acest sens, să-i dau cuvântul lui Mugurel, pentru că ne-am bucurat de sprijinul primăriei Slatina, sperăm și de sprijinul dumneavoastră, al presei din Slatina și al celor care vor veni pentru 4 zile la distracție. Într-adevăr, iată acest mare festival al berii, cel mai mare din România, cu Slatina și Slatina. De aceea noi am vrut ca această manifestare să nu fie una obișnuită. Tocmai în acest loc noi am prevăzut ca anul Kaizen de Sachsen să fie o cerință care prevedea ca și experiență similară, firma care va fi calificată să aibă cel puțin o ediție similară organizată în Palmare, să spunem. Din fericire, nu au fost contestații. Licitația pentru organizarea primei ediții a Oktoberfest la Slatina a fost câștigată de către firmă și are experiență în acest sens. Avem și noi emoțiile noastre, deoarece, așa cum spuneam, suntem la prima ediție a acestei manifestări. În acest sens, pe planeta Inceptul Municipului a fost foarte al distracției. Un cort care ocupă suprafața de aproape 800 de metri pătrați. Vor fi 4 zile de distracție, vor fi 4 zile în care se vor acorda aproximativ 1000 de premii. Organizatorul a stabilit și va stabili în continuare în ce vor costa aceste premii. Vor fi concursuri de fiecare zi, de dimineață de la ora 18 și până târziu, în 2030. Noi sperăm că această manifestare să se bucure de o apreciere și de o prezență largă din partea cetățenilor, dar nu numai, așteptăm și pe celelalte persoane din județ, din apropierea municipiului sau nu numai, care sunt doritoare de distracție și poate și-au dorit să participe la Oktoberfest în alte orașe ale țării, dar nu au putut. Ei bine, începând de mâine, au posibilitatea să facă acest lucru chiar la Slatina. Sperăm ca această manifestare să o continuăm și în anii următori. De aceea, așa cum precizam, aveți speranță că cetățenii vor veni să viziteze cel puțin măcar de curiozitate să vadă ce înseamnă de fapt Oktoberfest. Cum spunea și colega mea, aici este o mică parte a acestui mare festival Oktoberfest care se organizează în celelalte mari orașe. Noi ar trebui să ne limităm ca și organizare la suprafața pe care o avem la dispoziție. Această suprafață o regăsim aici pe strada în centrul municipiului, care e de fapt epicentrul distracției în municipiul Slatina, un loc ușor de identificat și care este cunoscut și nu mai are nevoie de nicio altă prezentare din partea noastră pentru a fi majoritatea de localizat. Această manifestare, cum spunea colega mea, va demara mâine, joi,
octombrie cu parada Oktoberfest, care va avea loc pe traseul Casa de Cultura Tineretului de-a lungul Bulevardului Alexandru Ioan Fruta și se va încheia aici pe Esplanadă, în jurul orelor 17:30, maxim 18, pentru a se da apoi începul cutoiului cu bere. Sperăm ca cutoiile să fie prezente în număr cât mai mare, începând de mâine, de la ora 17 și până târziu noapte, apoi urmând de vineri până duminică inclusiv, doar ce se trebuie precizat faptul că programul muzical va conține nu doar prezențe locale și mă refer aici la două nume care mai văd din occidental, respectiv Barbara Lira Band și grupa de muzică folk, altul care nu mai are nevoie de prezentare, o cunoaștem cu toți, dar acestor două trupe se vor adăuga și formații de muzică bavareză, formații care participă la fiecare dintre edițiile Oktoberfest ce sunt organizate la noi în țară. Așteptăm multe întrebări în partea dumneavoastră. La Brașov a zis că au fost aproximativ 300.000 de participanți. Da. Dacă mi-ați putea da o cantitate de bere băută, pentru că nu-i prea dacă vă gândeam că sunt eu sunt șocată că atâtea informații a dat colegul că parcă nici eu nu mi le mai am. E mai odihnit decât noi. S-au băut peste 1100 de hectolitri de bere. Asta înseamnă aproximativ cantitatea care se consumă pe litoralul românesc într-un sezon de vară. Și să știți că nu e din cauza că suntem, să zic, bețivi la Brașov, ci din cauza că evenimentul este atât de frumos și atât te îndeamnă spre voie bună, încât nu ai cum să-i reziști. Și primul lucru pe care îl faci, aici unde noi îmbinăm tradiția română cu cea bavareză, este să vii la Oktoberfest, să-ți comanzi o bere rece, alături de un cârnat bavarez, sau de leberchieze, sau de celebri mici, că nu puteam să facem evenimentul acesta fără mititei. Avem și ciolanul bavarez, avem și pui la rotisor și multe alte delicii culinare cu care îi sperăm să îi încântăm pe cei care vor fi prezenți în aceste 4 zile de festival. Important este programul. În zilele de vineri și de sâmbătă ne desfășurăm până la ora 23, de la ora 11 la ora 23, iar joi deschidem la ora 17, iar duminică închidem la ora 22, cu o oră mai repede și joi și duminică. Intrarea este liberă și dacă ați putea să menționați acest lucru, ne-ar face o foarte mare bucurie. Și de asemenea avem niște concursuri, vorbea colegul meu despre aceste peste 1000 de premii pe care le dăm, constau în ghirlande, în pălării, în tricouri, în halbe din acestea din ceramică, seturi de table, kituri de grătar, exact, și poate cele mai importante concursuri, în afară de cele zilnice, sunt Regele Berii. În fiecare seară se alege un finalist, iar duminică are loc marea finală. Încoronăm un rege aici la Slatina. Ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Ce probă are? Ce probă, da. Are o probă. Regele Berii trebuie să fie spontan și să... Ca să fie rege trebuie să fie... Să aibă îndemânare, nu cu băutura. E o probă de kendam. Iar proba finală e surprinsă, o să vă lăsăm să descoperiți. Iar la Miss, de notat, că pot participa toate doamnele și domnișoarele, nu este limită de vârstă și de greutate. În trecut am avut o Miss Oktoberfest la Brașov de 64 de ani, da? Acum 3 ani de zile. Singura condiție pentru participare este să fii frumoasă și să fii veselă și să fii pusă pe distracție. Trebuie să ai peste 18 ani. La absolut toate concursurile noastre este important să ai peste 18 ani. Locația este superbă, vremea este superbă, în sfârșit cer cu Cornel și-a găsit și el o poiană, că până acum l-am ținut săracul tot pe asfalt și pe beton, acum e fericit. I-am găsit e poiană. Dar cine e unchiul Hans, cine? Da, este varianta... Este o mascotă de 2 metri și jumătate înălțime. O să o vedeți. Ai gonflabil? Da. Și de mâine o să apară și el alături de
cealaltă mascota noastră, Cerbul Cornel. Și în afară de curt se desfășoară și afară sau doar în curt? În zona de terasă de afară și în zona parcului de distracții, pentru că evenimentul se referă familiei și atunci încercăm să creăm puncte de atractivitate și pentru cei mici și pentru cei mari. Despre formația germană. Da, și când o